Războinii și prințese din mai multe localități din țară vor reînvia epoca medievală timp de 3 zile în cadrul unui eveniment ce debutează vineri 24 septembrie 2021, ora 17, sub genericul Întâlnirea de taina cavalerilor în cetatea Deva. Astfel deveni și turiștii care vor vizita capitala județului Hunedoara în perioada 24-26 septembrie vor fi martorii unor reprezentații inedite oferite de lâncierii și arcașele cetății Abrud. Ordinul Castel din Carpați, Deus Vult Oradea, Ordinul Cavalerilor de Hunedoara, Toboșarii de Mureș, Garda Cetății Deva, Zânele Silvane și Cimpoierii din Transilvania. Începând de astăzi și până duminică, pe cetatea Deva va avea loc întâlnirea de taină a cavalerilor. Veniți din toate colțurile țării aici la Deva pentru a pune cetatea Deva din nou pe harta României cu un eveniment deosebit. De această dată vor fi prezenți cavaleri, domnițe, artiști și dansuri specifice perioadei medievale. Așadar, veți avea parte de 3 zile încărcate de istorie. Vor avea loc ateliere de gastronomie, ateliere de tir cu arcu, prezentări de arme medievale, concursuri, jocuri, lupte și multe, multe alte surprize. Așadar, 3 zile de istorie și de evenimente deosebite. Sâmbătă 25 septembrie, activitățile vor începe la ora 10, iar evenimentul inedit al zilei va avea loc începând cu ora 17 în Parcul Cetății din Deva. O parte inedită din cadrul evenimentului va avea loc sâmbătă seara de la ora 19:30 în Parcul Cetate, unde va avea loc un spectacol cu foc susținut de invitații noștri, arcașii de la Ardud. Așadar, vă așteptăm să luați parte la acest eveniment inedit pentru Deva, întâlnirea de taină a cavalerilor în cetatea Deva, vineri, sâmbătă și duminică în acest sfârșit de săptămână. Și duminică 26 septembrie evenimentele vor debuta tot la ora 10, iar organizatorii, respectiv primăria și Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, în colaborare cu Serviciul Public de Întreținere Gospodărire Municipală din reședința de județ, au rezervat și alte surprize pentru cei care vor fi prezenți la întâlnirea de taină a cavalerilor.